Ionis, sunt pregătiți pentru debut? Da, suntem pregătiți. Am făcut o perioadă bună de pregătire în această lună pe care am petrecut-o alături de băieți. Din păcate, mulți dintre băieți nu au venit încă de la începutul pregătirii. Am fost nevoiți să-i aducem pe parcurs pentru că asta a fost situația, dar eu cred că putem să mergem în Giulești, în regie și să obținem victoria. Optimist? Normal. Până la urmă, optimismul este parte din meseria noastră de sportiv și dacă nu te duci cu gândul acesta, cu siguranță nu poți să obții niciun egal. Dacă te duci cu gândul de a obține un egal, lucrurile se îndreaptă spre o înfrângere 100%. Eu, ca și filozofie, vreau să câștig fiecare partidă. Normal că sunt și adversarii care îți pun probleme. Vor fi și meciuri când vom suferi și poate vom avea rezultate negative, dar important este la final să fii 100% convins că ai făcut totul eu, alături de echipa mea și de jucători, că am făcut tot ce a ținut de noi ca să câștigăm acea partidă. La momentul actual ești mulțumit de rolul pe care te bazezi pentru acest sezon? Toți jucătorii care au venit doar cu acordul meu. Normal că un lot trebuie să fie, să spun așa, mult mai numeros din punct de vedere numeric. Calitativ stăm foarte bine, dar cred eu că putem să mai aducem 3-4 jucători până când se va închide perioada de transfer. E un debut împotriva unei dintre favoritele la promovare și probabil echipa cu cel mai mare buget. Da, este un debut împotriva unei echipe importante din fotbalul românesc, chiar dacă ei vin din Liga a 3-a în acest moment, sunt o nou promovată. Dacă n-ar fi fost Rapidul, cu siguranță am fi fost favoriți 100% și toată lumea ar fi spus că noi suntem cei care trebuie să câștigăm această partidă. Dar ei fiind o echipă cu o tradiție destul de importantă în fotbalul românesc, sunt favoriți, joacă pe teren propriu, au suporterii de partea lor, dar sunt convins că nu le va fi ușor deloc noi. Emoții la debut pentru tine? Sunt singurul care poate să aibă emoții la această partidă. Jucătorii nu trebuie să aibă, chiar le-am spus zilele trecute că ei sunt relaxați, joacă fotbal de foarte mulți ani, iar pentru ei este o simplă partidă. Pentru mine, fiind prima partidă ca și antrenor, este normal să am emoții și nu o să rămână emoțiile doar la această partidă. Cred că toată cariera va fi la fel, pentru că și atunci când ești jucător ai niște emoții, dar sunt pozitive, nu trebuie să-ți fie frică de adversar. Eu și un meci. Cum crezi că vei fi întâmplat de fanii Rapidului pe jucătorul Rapid? Nu mă gândesc la nimic în acest moment, mă gândesc doar la jucătorii pe care îi antrenez, ca ei să aibă liniște, să putem să mergem acolo, să fim motivați 100%, să reușim să ne facem jocul și să arătăm că suntem o echipă bună, cu jucători care au dovedit ceva în fotbal românesc, chiar dacă puțin în Liga 1 și mai mult în Liga 2. Aveți parte de un start de sezon infernal cu cele 4 meciuri. Cum crezi că... Da, nu ne așteptam să fie chiar atât de greu acest început, dar cred că este mai bine pentru noi, pentru că suntem o echipă nouă, am reușit să formăm acest lot într-un timp foarte scurt și cred că este un avantaj, pentru că mai târziu, dacă am fi întâlnit aceste echipe care sunt considerate favorite, cred că ei ar fi avut un ritm mult mai bun și ar fi fost mult mai greu și pentru noi. De ce ați solicitat să jucați cu meci în deplasare? Pentru a reuși să facem terenul să fie mai bun, din fericire și-a revenit cât de cât, eu cred că în 2 săptămâni sau 10 zile cât am mai rămas până la meciul de acasă va arăta mult mai bine. Este important să avem un gazon bun, pentru că îmi doresc foarte mult să și construim, nu doar să ne apărăm. Ai stabilit cine va fi nou capitan la echipă? Da, am stabilit cine va fi nou capitan, Vlad Muțiu și al doilea Lică. Viorel, ce te-a determinat să alezi de transferul ăsta? Ce m-am determinat? În primul rând, am fost dorit foarte mult de cei de aici. Am venit cu sufletul și sunt convins că o să facem o treabă bună împreună. Un debut nebun pentru voi, cu Rapid și pe urmă celelalte echipe care tot așa trebuie la favoare. Eu consider că fiecare meci o să fie greu, însă am încredere în băieți, în staff și cu siguranță o să arătăm bine la primul meci. Chiar dacă nu ați avut un timp mare să închegați așa relație de joc în perioada asta de 2 săptămâni, să spunem, când au venit mai mulți jucători, cum mai simțit echipa?
Foarte bine. În cele două antrenamente, eu cel puțin am întâlnit aici niște băieți dornici de fotbal și cred că o să arătăm foarte bine în prima etapă. Tu ai avut, Slavov, ați avut un parcurs bun anul trecut, cel puțin în prima parte, nu? În tur am avut un parcurs poate neașteptat de bun, însă în retur lucrurile nu au mai stat atât de bine. Crezi că se poate repeta parcursul din tur la Faro? Eu mi-aș dori din tot sufletul să se întâmple același lucru. Totul depinde doar de noi și vom vedea la finalul turului. La un moment dat se vorbea de tine chiar că ai fi avut o ofertă de la FCSB? Da, au fost ceva vești, însă nimic concret. Dar nu e timpul pierdut, ca mulți de aici să ajungă și să joace în prima ligă. Eu cred și sper chiar cu Farul și dacă nu sau se va întâmpla lucrul acesta, să meargă la cluburi mult mai importante. Le-am și spus că este momentul lor și este păcat să piardă această șansă, mai ales că sunt jucători tineri. Media de vârstă este destul de scăzută și cred eu că lucrul acesta trebuie să-i motiveze să reușească să obțină lucruri importante, pentru că s-au chinuit de mii să ajungă să joace în fotbal românesc și e păcat să piardă timpul. Iar ce le spui suporterilor care probabil vor veni în număr mare? Să fie alături de băieți, așa cum au fost întotdeauna și cum au susținut echipa, și să sperăm că la final se vor bucura alături de noi.